Cam ce să ne așteptăm de la implicarea noastră? Așa cum bine știți, am venit împreună cu Marius Stan. Din păcate, Marius n-a mai rămas. Eu am rămas să duc în continuare proiectul pe care ni l-am propus de la început și sper ca să îl ducem la bun sfârșit împreună. Toată lumea spune că, să zic, dumneavoastră rămâneți în contact cu cei investitori belgeni care da. Se pare că sunt singura salvare. Nu. S-a cam făcut așa o legendă cu acești investitori belgieni. Într-adevăr, de la ei a pornit acest proiect. Mi-au zis, Mariane, caută un loc undeva, un oraș, o echipă care vrea performanță și să pornim o treabă pe mai mult timp care să ajungă până la eventual câștigarea campionatului. Din păcate, astă vară, când am pus de acest proiect, nu prea s-a vrut. După aceea, echipa a intrat în vria în care a intrat și s-a ajuns unde s-a ajuns. Dar asta nu înseamnă ca să nu vrem din nou să începem acest proiect care să ducă echipa asta care merită, pentru că, vă spun, eu am fost 4 ani de zile înainte de 89 la U Cluj, dar n-am întâlnit orașe ca U Cluj și aici la Arad. Când spui Arad, spui Uta. Nimeni din țara asta nu știe ceva decât de Uta. Poate și de fabrica de vagoane. Dar este o... Și de-aia cred că și merită ca să înceapă din nou să ajungă pe niște culi mai înalte. Vedem că țineți legătura cu domnul Stan, vă mai ajută dânsul, eu știu. Și... Da, noi, Marius, în continuare ținem legătura, vorbim de câteva ori pe zi. Noi am contactat niște jucători înainte să venim aici. Încercăm să-i aducem, am trebuit să ne repliem puțin și de bugetul care îl putem face rost. Știți că aici este toată treaba. Eu ce să vă spun, colaborăm, doar că el nu este aici. Bun. În funcție de buget, veți fixa și obiectivul în indemnii? Bineînțeles. Sau acesta deja, nu știu... Obiectivul la ora asta este să... De fapt, obiectivul... Mai întâi să vedem ce jucători putem să atragem aici. După aceea fixăm obiectivul. Se vorbea despre portarul Stoian. Da, din păcate, i-am luat bilet la avion să vină diseară. M-a sunat Ana Maria Prodan acum, sunt cu ea în discuții. Ciuclea vrea bani. Am discutat cu el altceva, procente, un alt, acum vrea bani. Sper să-l convingă și să vină în seara asta. Am vorbit cu mai mulți. Nu că nu vreau să spun arădenilor, Doamne ferește, tot timpul eu sunt un tip deschis și suporterii și oamenii din oraș merită ca să fie la curent cu tot ce se întâmplă. Dar mai sunt și alții care nu vreau ca să știe cu cine. Am vorbit cu mai mulți jucători foarte buni, care sperăm să îi aducem. Dar deocamdată nu le dau numele decât în momentul când am bătut palma cu ei. E o prioritate ținerea lui Nus Popa la echipă? Pentru mine e o prioritate, pentru că Ionuț îl cunosc de mulți ani. Eu zic că este un bun profesionist și acum, indiferent ce să mai, iubește această echipă, acest oraș și ar fi păcat ca să nu-l păstrăm, dar poate au o limită. Cei trei jucători noi care sunt astăzi, de fapt, n-am păcat, dumneavoastră poate sunt majoritatea noi, dar sunt trei care n-au mai fost aici. Da, sunt trei, au venit ieri și astăzi. Sunt niște tineri
de perspectivă, eu așa nu-l știu decât pe Robert Gheorghe, care a fost la Dinamo, a fost în lotul național de juniori. N-a plecat din București, a avut niște oferte pentru că îi place și cartea și a avut o termine anul ăsta. Și acum l-am adus să-l vadă și domn profesor, să anunța mai ceva decât Nedelcearu, că au fost împreună. El a avut mai mult noroc și asta este. Bun, ca să, eu știu, să nu mai speculăm, ne spuneți, vă rugăm așa, în ordine echipele la care ați activat, ca să nu... Da, eu activez în fotbal cam de vreo 35 de ani. Am fost la, mă refer ca și conducător. Am fost la Gloria Buzău, după care am plecat la defuncta FC Scornicești, care am terminat pe locul 3 atunci cu ea, și am mers la Ucluj. După 90 am activat la Dinamo 4 ani, FC Brașov, vicepreședinte, am luat Astra Ploiești de pe ultimul loc din divizia C și am dus până în divizia A când a cumpărat Nicolae și atunci normal că echipa lui. Și am mai activat acum la cea clău piatanul ăsta. Da. Asta, plus că am lucrat cu Mircea Petescu. Știți cine e Mircea Petescu aici în Arad, mai ales. În anii 90, și impresari, atunci frații Becali nu erau încă impresari, și am transferat pe Gică Hagi la Real Madrid, pe Gică Popescu la Eindhoven, pe Sabău la Feyenoord, Dorinel Munteanu și Kerici în Belgia și Mihali. Și cam asta este activitatea mea în fotbal. Ne puteți spune ce se întâmplă cu jucătorii care nu s-au prezentat astăzi? E vorba în special de portarul Bode. Mă vedem aici. Eu înțeleg că este în voi. Am înțeles că este în voi. Alții nu știu de ce vă spun. Nu știu ce s-a întâmplat.